Salutări tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să vă prezint o nouă achiziție de la Vera. De fapt sunt două la fel. Sunt două mânere T. Am cumpărat două, chiar îmi plac foarte mult mânerele astea compacte. Așa, haideți să vedem modelul și codul lui. Deci este un Vera 416R. Avem eticheta lui, deci ele nu vin în... Cred că e primul produs de la Vera care nu l-am primit într-o cutie. Asta e o etichetă care e atașată de ea. Bun, Made in Czech Republic. Bun, ca de obicei. Ia să vedem dacă avem vreun cod pe spatele. Rapidaptor. Bun. Deci hai să tăiem și eticheta asta jos. Așa. Deci asta e un mic clash, mică adaptor rapidaptor cu un mâner în formă de TEF, un mâner foarte ergonomic, moale, cauciucat. Este mai scurt. Haideți să fac o comparație cu un alt mâner pe care vi l-am prezentat. Ăsta e un mâner de la Philo. Da? Nu știu dacă se mai vede exact modelul. Este un mâner T cu care pot aplica o forță foarte mare. Este cu magnet. Are un magnet destul de puternic. Vi l-am prezentat într-un alt video. Puteți să-l vedeți acolo în playlistul meu, dar acesta este mult mai scurt. De fapt, eu mai am unul din acesta cu clichet. V-am prezentat setul acela cu clichet, care vine cu biți de 89 de mm, dar setul acela este cam scump. Oricum, pentru lucrări mai serioase, unde se aplică o forță mai mare, am zis să cumpăr și un mâner fix. Acesta este fix, nu are clichet. Avem pur și simplu acest rapidaptor cu blocare. Îmi place faptul că are și blocare. Mânerul acesta nu are. Deci are un magnet puternic, dar acesta de la Vera funcționează și cu biți din ăștia. Putem introduce și un adaptor. Uite ce putere avem aici de... Așa, bun. Deci, cu mânerul acesta T putem folosi adaptor lung, scurt, am un pic de umbră pentru că mi-am montat un proiector, dar cred că e o poziție destul de proastă. Deci hai să vă arăt din partea asta, că altfel umbra acoperă tot. Deci avem un adaptor de 100 de mm, orice bit se poate folosi cu acest mâner și cele care au coada aceasta. Da? Avem o blocare fermă. Da, funcționează foarte bine. Avem biții aceștia scurți. Aștia intră mai mult în mâner. Dar oricum, blocarea este perfectă. Da. Bun. Și o să-l împerechez cu acest mix set. Vi l-am prezentat și pe acesta într-un video anterior. Este un stabi cu un magazie. Ăsta nu mai știu ce denumire avea. Bicycle set 5 sau 11, nu mai știu, unul din două. Există și varianta, am și varianta cu clichet. Și acesta este varianta fixă cu biți hex, torx și a venit și cu acest mic bit PH1. Îmi place setul acesta, are biții din oțel inox. Eu le folosesc la biciclete, unde avem multe șuruburi din oțel inoxidabil. Dar în multe cazuri mi-am dat seama că acest mix tabi nu
prea îmi oferă un cuplu care trebuie și am optat pentru acest mâner T, care va completa setul meu de teren, așa să mă exprim mai bine. Deci e un set de teren care îl voi băga în mica borsetă de pe bicicletă și în caz de urgență am acest set. Aici am biții, aici am acest mâner și cu asta pot aplica un cuplu mult mai mare. Da, deci e foarte micuț, compact, dar ne oferă ergonomie, deci se vede. Degetele efectiv pică fiecare pe locul lui și oferă un cuplu mult mai bun decât... Nici acesta nu este rău, este un mâner destul de grosuț, se poate regla una alta, dar sunt șuruburi care sunt mai strânse și atunci avem nevoie de așa ceva și am zis că mânerul acesta o să mă ajute mai mult. Da? Cam atât ar fi de spus. Dacă vă interesează, produsul nu e ieftin, e cam pe la 90 de lei, 80-90 pe acolo. I-am cumpărat chiar două. Uitați, îl facem și pe ăsta lung. Da? Deci cu tubulare, cu orice se poate folosi, tubulare cu coadă hex, adaptoare, da? Deci merge cu orice. Putem să facem, da? Deci dacă i-am pus adaptorul, l-am făcut foarte asemănător cu ăsta. Da? Cu mânerul de la Filo. Da. Deci acolo sunt. Bun. Cam asta este scula. Vi recomand, calitatea este bună, mânerul este așa mai moale un pic, are o textură așa cauciucată, foarte bine se ține în mână. Îmi place și ăsta de la Filo, dacă era și ăsta unul mai scurt, da, și ăsta e ok, foarte ok. Ăsta mai merge la lucrări electrice, da, dar acesta mai mult pentru lucrări mecanice. Bun, cam asta ar fi pe ziua de astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi bună în continuare. O să ne revedem în curând cu un alt video.